Hai, alo, fraților, bine v-am regăsit cu un nou episod de Samp. Suntem pe Beta Ugh Times, deoarece vreau să vă prezint noul update, ce se va băga mâine pe serverul Ugh Times și vreau să îmi scrieți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre acest update, despre acest nou update și hai să vedem câte like-uri strângem la acest episod, fraților, și vedeți că este al treilea episod consecutiv în 3 zile, adică 3 episoade în 3 zile, fraților. M-ați înțeles, da? Bun. Hai să mergem frumos, dar să vă arăt despre ce este vorba. Este, unii ziceau că a postat și Massive un trailer cu noul update. Deci a postat și Massive un trailer cu noul update. Și băieții au scris RIP CNN. Ca să vedeți și voi despre ce este vorba, uitați aici, este Cumpăr Infernus 500 kilometri sau... Hai să vedem altă. Uite asta, cumpără mai, ma, nu, mai unul mai interesant. Deci, v-am spus, panouri publicitare, poți să scrii aici ce vrei tu, să faci ce vrei și ia uite-mă, unul la bancă, frate. Ia, set 20. Ah, nu, set 20. Ah, ok. Uite asta, hai să vedem asta, frate. Uite asta pe bancă. Mergem aici frumos. Vedem că acesta costă 7 milioane pe zi, da? Voi billboard. Și câte zile vreți? Maxim este 7 zile. Uite, cumpăr o zi. Pe o zi o să-mi iau 7 milioane, da? Deci de 10 zile, ce pula mea? Asta cred că trebuie să modifice Massive. Bă, că cam zice că am cumpărat pentru 10 zile. În fine, da? Și acum dăm, mă scuzați că tușesc încă, nu mi-a trecut răceala, știți și voi de pe live-ul de aseară, dar nu, bun, dăm mai bb, hai să dăm, o să fim, uite, undeva pe aici ca să vedem ce scriem, mai bb, bă, dar nu știu cum se face, uite asta, așa, da, bă, ce, uite, clan, în caz că nu știți, clanul Al-Qaeda recrutează rang 5 minim la activ, rang 5, rang 6 și rang 7, deci dacă vreți, vă aștept cu mare, cu mare drag. Hai să trecem la treabă, clanul Al-Qaeda recrutează, punem așa, minim rang 5 la activ. Bun, dăm set, clanul Al-Qaeda recrutează minim rang 5 la activ. Dăm un apply aici, textul a fost salvat. Ce vorbiți, mă, frate, uite, ia, hai să vedem setul 21. Uitați cât de frumos arată și cu lumini. Și se luminează. Ia uite. Vii frumos pe aici cu mașina, te uiți la avertisment. Bine, eu am blur-ul acesta, dar o să se vadă mult mai bine pe modurile voastre, probabil. Și clanul Al-Qaeda recrutează minim rang 5 la activ. Sunt 13 în total, dacă nu mă înșel. O să facă Massive să le și puteți șterge dacă, nu știu, dacă vreți să nu mai aveți... anunțul sau așa mai departe, o să-l puteți șterge, da? Puteți să puneți orice fel de anunț vreți, mai puțin cele vulgare, dacă vă anunț de acum, dacă vedem anunțuri vulgare pe acest panou, o să primiți bani, da? Deci o să primiți bani, să nu avem discuții și să nu întâmpinăm probleme pe viitor, ok? Fără alte șmecherii și spui frumos aici anunțul și este destul de ok. Fără reclamă și așa mai departe, da? Bă, nu știu dacă am făcut Massive să... Bă, opa! Să-ți poți cumpăra... Bine, ăsta este unul dintre ele. Sunt 14 în total în Los Santos. Din câte am vorbit cu Massive, au zis că dacă cumva vreți să... Nu știu, vă place această idee și sunteți mulțumiți de ea, o să facem panouri publicitare și în Los Santos și în Los Santos, în Las Ventura și în San Fierro, da? Deci dacă vă place această idee, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și o să facem și în celelalte orașe. Bun, asta este varianta de început. Eu i-am mai spus la Massive să poți să faci să schimb fontul, să schimb culoarea la scris și așa mai departe. De asta o să vedem într-un update viitor, da? Deci o să vedem într-un update viitor cum... Dacă punem, poate o să punem, nu știu, mai încolo, dacă se poate, să pui și o poză, adică să-ți faci o poză în Photoshop pe mărimea aceasta, da? Pe mărimea aceasta și să-ți o pui direct aici, făcută în Photoshop de tine.
ca o reclamă adevărată, practic. Nu știu, asta o să vedem pe parcurs. Dacă vă place această idee și susțineți acest update. Deci, mă scuzați. Nu uitați în secțiunea de comentarii să înscrieți ce părere aveți. Aveți și în descriere și trailerul făcut de Masiv. Este unul foarte reușit, am văzut și eu. Hai să vă mai duc la câteva, să vă mai arăt. Mi se pare mie chiar foarte interesante. Ăsta la PNS-ul, acesta este... Uite, ăsta. PNS central, cel mai bun business, cele mai mici prețuri. Adică celălalt. De exemplu, uite, altul. Asta costă 10 milioane, deoarece este o zonă aglomerată și toată lumea o să vadă... reclamă când treci pe aici, da? Hai să vedem, scriem aici. Punem 7 zile. Deci am cumpărat și asta, da? Și vedem că contactul este 6969, numărul meu de telefon. Uite. Bă, stai, cancel. Cred că, ăsta. Trebuie să modific asta. La 6. Tested unde Infernus Day Hit. Vând Infernus X2 Hit și s-a pus reclama. Arată genial, frate, nu știu, părerea mea. Arată foarte frumos. Vii frumos aici, vezi, sun la numărul de telefon și este destul de bine. Bă, fraților, acum v-am spus. Sper că o să vă placă acest nou update. V-am spus. Masiv are idei foarte bune. Vrem din nou să venim cu ceva nou. Mereu vrem să venim cu ceva nou și o să fie ok, mamă, slacul vieții. Hai că dacă se aude și slacul. Bă, cam atât o să fie și cu acest episod. Am vrut doar să vă arăt următorul update. Ați văzut, v-am spus, v-am promis că o să fiu din ce în ce mai activ pe YouTube. Așa că o să mă țin de promisiune și o să vedem. Astăzi poate fac din nou un live mai pe seară, cum am făcut și ieri, poate, nu știu. Într-o săptămână o să fac în fiecare zi live-uri, vedem, frate. Deci o să se schimbe multe pe canal și sper că o să apreciați treaba asta. Bun? Oricum o să încep să, deja am început să filmez și Battlegrounds, o să pun faze din Battlegrounds și o să vedeți că o să iasă ceva mișto. Bine, mă, fraților, eu am fost Lolexier, până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de subscribe, oricum clar dacă vă abonați, să apăsați și butonul de subscribe, de like, fraților, să vedem câte like-uri strângem. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, aveți linkul în descriere de Instagram și să dați acolo un like pe pagina de Facebook. Eu am fost Lolexier, pe data viitoare, numai bine, sănătate!